Gospodinele din toate colțurile țării au vopsit astăzi ouăle pentru Paște. Tradiția spune că încondeatul se face în Joia Mare, pentru că ouăle înroșite în această zi nu se strică tot timpul anului. În cultura populară, ziua în care se înroșesc ouăle este joia din săptămâna patimilor, cunoscută și sub denumirea de Joia Mare. Gospodinele au lăsat astăzi curățenia și prepararea bucatelor tradiționale și au vopsit ouăle cu ajutorul copiilor. Ce zice acum, amintiți cum e culoarea? Da, roșii, mami. Și roșii cu aceea am pus de la sfeclă roșie. Știi când am dat pe răzbunare și am făcut sfeclă roșie? Da. Și am pus și dăm ouțe de prin asta. Și facem ouțe roșii. După ce au fost vopsite în roșu, ouăle se ung cu ulei sau cu o bucată de slănină pentru a căpăta o culoare vie strălucitoare. Ia, hai, ia să vă văd eu, așa, roată cu slăninuță, tă. În Bucovina, ouăle de Paște sunt încondeate, de obicei în 3-4 culori. În Joia Mare, toată familia se adună și realizează adevărate opere de artă pe ouă. La încondeerea ouălor de Paște se folosește un instrument foarte simplu numit chișiță. Este o stinghie de lemn cu un vârf de metal în capăt care aplică un strat de ceară topită după un anumit tipar. Când ouăle sunt scufundate mai apoi în vopseluri de diferite culori, acel model va rămâne alb, iar ceara se topește apoi la foc. Tradiția populară mai spune că ouăle roșii sunt considerate păzitorii casei și tocmai de aceea nu trebuie să lipsească de pe masă. În același timp, oul simbolizează viața eternă, fertilitatea, renașterea și norocul. În antichitate, ouăle erau vopsite în diferite culori și oferite cu ocazia venirii primăverii, simbolizând astfel revenirea naturii la viață urmată de explozia cromatică specifică. La sate se spune că cine doarme în Joia Mare va rămâne leneș un an întreg, iar cei care spală haine vor avea parte de ghinion.